În perioada 26 octombrie, la inițiativa Sindicatului din Învățământul Preuniversitar din județul Hunedoara, se desfășoară o serie de evenimente sub genericul Săptămâna Educației. Manifestările au început astăzi la sediul Inspectoratului Școlar, cu o conferință-dezbatere cu tema Oferiți o șansă educației. Apoi au continuat la galeriile Forma. Mâine este zi liberă pentru cadrele didactice și elevi, deopotrivă, iar ziua de vineri este dedicată activităților sportive care se vor desfășura la Hunedoara. Da, în fiecare an, 5 octombrie, este Ziua Mondială a Educației. Am aderat și noi de an bun de zile la această sărbătoare. Și la noi în județ, de an bun de zile, e o tradiție să sărbătorim printr-o serie mai lungă de acțiuni, grupate generic în Săptămâna Educației. Astăzi a fost o conferință, o dezbatere, așa cum spuneți dumneavoastră, Oferiți o șansă educației, cu semnul exclamării. Semnul exclamării acesta spune mult. Urmează celelalte acțiuni, premierea colegilor noștri pensionari, salonul ProfArt, acolo unde colegii noștri profesori care au și alte preocupări expun lucrările, lansarea volumului de anul trecut, un album de calitate cu lucrările colegilor și apoi lansarea volumelor care au fost premiate în cadrul unui concurs magister, în care sindicatul publică gratuit manuscrisele colegilor noștri. Evenimentul de astăzi a cuprins și momente artistice susținute de elevi, însă un moment special a fost rezervat dascălilor care și-au dedicat întreaga viață educării viitoarelor generații și călăuzirii acestora spre dezvoltarea aptitudinilor și a înclinațiilor. Este, să spun așa, un moment și de suflet pentru noi, pentru că în cadrul evenimentului avem un moment special dedicat colegilor, celor 75 de dascăli hunedoreni, care în anul școlar trecut au reușit să ajungă în frumoasa etapă din viața lor, și anume să se pensioneze din învățământ, vorbind de cadre didactice care au o vechime în învățământ de 10 de ani, 30-40 de ani, dascăli care și-au dedicat întreaga viață elevilor și școlii. Măcar atât putem să facem pentru ei, să le oferim o floare, o diplomă și să îi asigurăm de prețuirea și recunoștința noastră. Le dorim tuturor multă sănătate și mult succes în tot ceea ce își propun. Mâine, 5 octombrie, este zi liberă, atât pentru elevi cât și pentru profesori. Iar vineri, 6 octombrie, la Complexul Sportiv Eurosport Center din Hunedoara, va avea loc Cupa Educatorului, o zi dedicată activităților sportive.